Parlamentul israelian a avut parte de noi proteste ale familiilor ostaticilor. Sute de oameni s-au adunat în fața clădirii pentru a-și arăta nemulțumirea față de modul în care premierul Benjamin Netanyahu tratează problematica ostaticilor. Cel puțin 240 de oameni sunt încă ostatici ai grupării teroriste Hamas, 40 dintre ei fiind și dați dispăruți.